ce să umbli pe jos pe zăpada asta și pe frigul ăsta. Mai bine te trezești de dimineață și mergi la sală. De când am fost ieri la sală, sincer, pe bandă, nu mai îmi vine să mă plimb pe jos, afară. Numai, gata, numas. Let's go! Let's do this! Am dormit 5 ore jumate. Asta este, dacă n-ai când altcândva și mai vrei să stai și cu copii. Că să fână, că să fă. Gata, plecat. Ninge foarte frumos, dar nu mulțumesc. Rămân la bandă. Sincer, am dat de căldură și nu mai vreau afară. Oh, sorry. Wake up, beauty, it's time to feast. Neața, am pui apă, te rog. Gata, mergem acasă, 8700 de paci. Eu zic că e un început bun pentru ziua de astăzi. Și asta pentru că nu mai pot să rămân. Am de lucru. Trebuie să citesc, să fac podcast-ul. Da, e super ok. I'm proud. Chiar dimineața. Bună dimineața! Specială. Măr. Măr? Mhm. Cheese. Cheese. E ora 3 și 9 minute. De la 11 până acum am filmat. Nu vă zic ce. Surpriză! E un proiect nou. Pentru că nu am avut nimic la mine. Specială. Am rugat-o pe Ioana să-mi aducă două mere, să pot să mănânc ceva. Eram efectiv lihnită. Mă duc acasă și îmi prepar masa care o am astăzi. După care am o olă și stați așa să văd câți pași am. Mai am încă 12.000. Lux. Treaba merge mult, mult mai bine dacă mă plimb pe bandă. Mult mai rapid fac targetul ăsta. De dimineață, într-o oră, am făcut 8.000 și ceva de pași. Foarte, foarte bine, sincer. Ne vedem mai încolo. Ce fac eu timpul orei? Mă plimb numai să fac pașii.
Hello. Poor Anda, poor. Da, cam asta fac eu la 11 noaptea, înainte de a mă culca. Și am trecut și de ziua asta și ne vedem mâine. Yeah.